Bună ziua, gușturi și gușturițelor, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră Roleplay pe Dumești. Ca să începem episodul, v-aș ruga tare, tare mult să apăsați butonul de like, de subscribe, distribuiți videoclip ca și alte persoane să afle de seria noastră de roleplay, dați un follow pe Instagram și pe TikTok, le aveți aici pe ecran sau o jos în descriere și noi să trecem la episod. Ușterilor, după cum ați putut vedea, am lăsat acolo un tractor cu 3 remorci. Noi, fiindcă astăzi avem de lucru, ne-am cumpărat o nouă combina, ușterilor, și combina e la stână. Și o să mergem cu Duster-ul, fiindcă n-am mai fost cu Duster-ul la stână de ceva vreme. E foarte dimineață, e ora 6:45, după cum puteți vedea, și astăzi e o zi foarte încărcată, deoarece astăzi avem de recoltat câteva hectare de grâu. Bine, faza că sunt unul lângă altul, cum pot rege, n-am de mers mult, dar e destul de mult de recoltat. Am cumpărat 3 remorci, fiindcă n-am știut câte tone o să iasă, câte nu știu ce. Încă într-o remorcă dai într-o 8 tone. Și în bunkerul noi, combine care am cumpărat-o recent, intră undeva la 11 tone 500, ceva e genul. Și uite aici ai un fend, nu mai țin minte ce fend, s-a rămas, o să parcăm aici. După cum puteți vedea, încă stâlpii îți porniți de iluminat. Hai să oprim mașina. Bun, după cum puteți vedea, stâlpii de iluminat încă sunt porniți. Hai că aici putem un pic de garajul. Sunt porniți încă, fiindcă pe la ora 7-8, depinde când ăștia de la electric opresc becurile, fiindcă e conectat la rețeaua Dumeșului. E un fan ideal 9T, care e super, super, super combina asta. Bun. Am pornit-o. Ăsta, header-ul e pus acolo pe uliță, nu l-am putut. Nu puteam aduce și aici, numai că n-aveam cum să-l parchez cu malea. Am decis să-l lăsăm acolo, să avem aici grijă cu combina, fiindcă combina e destul de măricică. Așa. Să-l piește de iluminat, e destul de puternic. Bun. Ia. Op. Așa, dăm cu spatele. Aici ai header-ul. Eu sper că reușesc să mă virez, să-l putem scoate, le-au cât mai din lung, cât mai din larg, cum vreți voi să ziceți, ca să pot să... Da, hai. Am uitat care axă proprie acolo pe spate. Ce virează. Bun. Hai să ieșim de aici de pe uliță. Foarte mare combina asta, gușor, trebuie să avem grijă cum o manevrăm. Bun. Remorca de la header o să lasă acolo pe câmpul lui Ion, pe câmpul lui Ion. Fix unde ieși tractorul cu cele 3 remorci. Putem zice că am făcut un mic trenuleț, fiindcă nu știu câte tone o să iasă, nu știu, dar cred că o să umplem remorțele alea o dată sau de două ori cel puțin. Deci o să avem de făcut câteva drumuri. Fiindcă aici avem toată, de fapt sunt mai multe parcele, numai că înțelegeți voi. De acolo mai sunt câteva parcele, de acolo mai o parcele exagerat de mare. Am foarte mult de recoltat. Și să sperăm că OTB-ul o să-și facă treaba asta, să ducă toată recolta la stână, la siloz. Bun, hai că remorca o să ne aici. Desfacem până atunci și bunkerul. Unde în bunkerul ăsta intră vreo 11 tone, ceva de genul, intră mult oricum. Bun.
Oricum, după ce culegem tot grâu, o să avem de mic să facem balul să pai gustură. No, să înceapă. Să înceapă gușturilor să umplem silozul ăla de grâu. Adică eu aș vrea să avem cât mai multe cereale gușturilor. No, așa da, gușturilor. Așa da. Uitați-vă cât de braz avem. Vă dați seama câți baluri de amici o să facem? Voi nu aveți idee câți baluri de amici o să facem. Sincer, dacă stau să mă gândesc, parcă mai bine facem baluri de aia măricei. Mai fac încă o scut de aia pentru baluri și cam asta este, că n-am. Nu o să am unde să pun atâția baluri ăștia mici. Baluția mari mi-e scurcă mai altfel, da. Ceva cu baluția mari. Eu cred că mai imediat o să opresc filmarea și o să mă pot să filmez Q&A-ul de 6 de abonați. Fiindcă trebuie filmat și mă gândesc că acum suntem la recoltat, putem să filmăm Q&A-ul. Ar fi chiar destul de interesant. Terminăm parcela asta, să zic, oricum imediat e gata. Până acum avem aproape 3 tone gușturilor și n-am pus nicio pură. Gușturilor nu știu cum să fac. Să filmez acum Q&A-ul de 600 abonați, acum l-a recoltat. Sau când vin la balotat. O să facem balos de aia micuț și o să văd eu cum îi duc la stână, cum îi gestionez, cum fac cu ei. Aia să zic că nu ai posibil direct la ceva. Bun, deci am făcut o tură și avem 4 tone deja. 4 tone 300. Oricum acum, nu o să mă mai duc așa la tot cum am dus acum. O să mă întorc direct acolo pe loc. Nu, cred că o să filmez Q&A-ul când sunt la balotat. Pentru că acolo trebuie să fiu atent să iau tot grâu. Acolo când mă duc drept, că brezele astea sunt făcuți drepte și cam asta este. Nu știu, imediat avem o remorcă de asta plină. Încă 3 tone și avem o remorcă de aia plină, să vă dați seama cât greu este aici. Și câți baloți o să fie. Dar cred că o să cumpăr o remorcă de aia ce încarcă automat, o să vin eu cu ceva după baloți, cu ceva nene de aici, din sat. Ce mai probabil nu cred că o să vin singur. Oricum e greu și singur gustilor. Oricum, și eu vreau să avem cât mai mult grâu. Încă grâul ăsta o să-l vindem, posibil. Posibil chiar o să începem asta, să luăm în arendă câmpurile țăranilor, să le lucrez, ei să mă plătească și eu să le dau cerealele. Ar fi chiar interesant, numai că ar trebui să ne cumpărăm o dubiță și în dubiță aia să punem noi toate cerealele. Dar na, totul la timpul lor, gustelor, nu le putem face acum toate. Nu le putem face cu toate acum. Încercăm și noi. Uitați că imediat e gata și câmpul ăsta de recoltat. Haide, pe câmpul ăsta, sincer, vreo 10 tone o să scoatem. Da, deja avem o remorcă de aia plină, gustelor. Că 8 tone intră într-o remorcă de aia. Rapid o să fie. Poate că trebuie să cumpăr 4. Dar după o să mă încadrez foarte greu. Deși și cu 3 destul de greu să mă încadrez acolo. Pe podulțul ăla să intru tot marșul și risca pe aici, fiindcă dealul e foarte abrupt și nu se trage. Ce nici Massey Ferguson nu l-aș băga acum, sincer. Pentru chestia asta, să trage niște remorci. Lasă, prefer niște remorci de câteva tone. Prefer să lăsăm la munci de astea agricole mai grele. Da, oricum, țineți minte gustilor că v-am zis acum ceva timp. Că vreau neapărat să facem propria noastră firmă de agricultură. Posibil, gen prin primăvară să pun asta la planul, să-l aplic. Dar cred că o să încep de pe acum. Mai strângem niște bănuți, cumpărăm niște terenuri,
niște tractoare mai puternice, nu? Sau poate chiar și UTB-uri de astea, sau cumpărăm câteva. UTB-uri de astea sau ceva tractoare așa mai micuțe, un FN de 100 și ceva de cai de astea, așa mai ieftine. Și după să angajăm lumea de pe aici, prin sat. Mai mult oameni ăștia care sunt puțin mai amărâți, care n-au posibilitatea de și-ar cumpăra tractoare și eu tractoarele alea să le dau. Chiar mă gândesc să încep cu niște UTB-uri, acea firmă, să încep cu niște UTB-uri, să le dau UTB-uri și UTB-urile alea chiar să le poată păstra după ce o să cumpăram tractoare mai mari. Cu TB-ul ăla să meargă acasă, să nu trească să vină pe jos de acasă până aici, până unde o să fie aia, firma. Să cumpără niște combine. Și da, oricum și asta a fost cumpărată de banii mei proprii. Nu mi-a ajutat primarul cu niciun leu. Eu nu i-am zis că vreau să cumpăr o combina mai mare sau ceva. Mamă, dușul, ești pe pătăc în postă 11.800. Bine, rău. Vreau să mă corectez, fiindcă am zis la început de episod că combina asta are 11 tone, buncărul. Are capacitate de 11 tone, dar are de 17 tone. Așa țin minte. Acum o să vedem când îl umplem. Nu îl umplem și după trebuie să mergem cu alea. Oricum nu. UTB-ul își face, combina își face treaba, trage foarte bine, mamă, dacă de bine trage la deamă sus, nu mă așteptam să trag atât de bine. Vorbesc cât se poate serios, nu știu, bă. Nu, cam, să zic, am recoltat vreo un sfert. Nu, chiar un sfert, vreo 20%, să zic, că am terminat de recoltat până acum. Mai avem oricum de recoltat. Până la noapte terminăm de recoltat. Nu trebuie să noi să ne batem capul sau ceva. N-am obișnuitor cât am așteptat să pot să testez combina asta. Hai să lăsăm header-ul jos și să începem. Hai să le iau cât mai mult, cât prinde header-ul ăsta. Header-ul cred că are 8 metri, dacă nu mă înșel. E fix header-ul de la combina. Puteam să cumpăr unul de la case, numai că era roșu, nu puteam să-l cumpăr direct până el și am zis că decât să vopsesc eu la să cumpărăm de asta. Numai că ăla era de vreo 12 metri. Asta le-am pus. Acei 12 metri. Încercam să umplem remorcile și după o să închidem episodul. Adică un buncăr jumate. Ce o să iasă? O să iasă de pe cât este aici. Da, hai să zic că mă duc și mă întorc și deja e plin buncărul. Avem 17 tone, cred, sau mergem de două și venim încă de două ori. Nu știu cum o să ne zvurcăm eu cu balotul, dar vedem. Vedem, nu ne bate în cap, fiindcă na, nici nu prea ne grăbim. Nu prea mă grăbesc cuștelor cu baloții, fiindcă na, până vine iarna. Mai avem timp, numai că nu prea aș vrea să prindă ploaia, cerul, ceva. Că după nu mai are rost, nu mai au rost paiele alea să le țină. Am să le dau foc. Nici atâta nu o să iei foc. Că sude, că... Uitați-vă, gușor. Deci, la final, când o să vin la balotat, vreau neapărat să număr toate parcelele pe care le-am ocupat de greu. Fiindcă sunt câteva, acolo sunt vreo 5. Aici încă vreo 6. E o singură parcelă care e mai mare. Păi de fapt sunt două. Ce nu una lângă alta care l-am ocupat. L-am ocupat de greu. Dar asta nu contează. Am zis eu bușurilor că o să mă duc și o să mă întorc. Dar cred că nu mă duc, cred că mă mai întorc. Și avem buncărul plin. Contează. Nu contează bușurilor. Haide, nu vreau să pierd nici un fir de paie. Încă nu. Vreau totul să păstrez. Nu neapărat să țin ca așa nu trebuie să țin.
Cred că o să urc cu TV-ul aici să sus. Bun. Deschidem asta. Și mă duc rapid după OTB guștilor, fiindcă eu urc direct cu TV-ul aici. Nu mă mai bag, nu mai bag capul să cobor până aici cu combina să tez cardul pe sur chiar. Bun guștilor, hai să zic că avem două remorci până acum pline. Sunt chiar curios dacă o să trag OTB-ul ăsta, deși chiar mă tem că nu o să tragă. Gen acolo la stână. Da, normal, dacă o reuși să tragă semănătoarea aia de cartofi care am venit aici, dacă mai țineți minte, ar trebui să o tragă. Am, dar și remorcile astea-s grele. O remorcă de-asta goală are vreo 2 tone. 2 ori 3, 6. Adică și eu și matematică îmi câștigă. Dar oricum, 6 tone numai remorcile goale, e mult, e foarte mult ușor. Și încă 16, nu știu, 16, încă vreo 20 ceva de tone. În total 30 de tone. Pentru un tractor de ăsta micuț guștelor. Da. 30 de tone total și cu grâu și cu remorci. Greutatea remorcilor. Da, bine, nu prea contează acum asta. Mamă, guștelor, cât am așteptat să testez pe mine asta, nu am văzut bine. Uitați, vedea aproape plină. Aproape plină remorca. Foarte rapid, gonește. Opt tone deja s-a dus. Hai să merg mai față. Normal, asta mai trebuie să intru. Să vrem și după... putem continua, dar să oprez motorul. Bun. N-are rost acum să pun tona asta în următoarea remorcă, punem când golim. Când o să fac 8 tone, tot mă opresc. Și o să mă duc cu remorcă acasă. Nu, acasă la stână. M-am duc cu șură, dar îmi place maxim. Uitați-vă câte lumini are. Să zic câte una, două, trei, patru, patru poziții are. Și cinci pe fază lungă aia. Bă, fiind zi, să văd extrem de bine becul. Îs bec cu LED, becul cu LED. Nu sper cu... nu-i bec simplu cu gaz inert, cum la UTB. Dar na. O să fie destul de multe remorci aici, guștilor. Oricum, după ce umplu și restul, o să-l angajez pe... o să-l aduc pe Nea Mitică să termine el restul până mă duc eu și descarc, ca să ne mișcăm puțin mai rapid, guștilor, dacă înțelegeți la ce mă refer. Na, oricum... oricum, e foarte mult, sunt foarte multe tone aici, guștilor. Nu, veniți-vă dacă aveam aici malai, cu un corhedor mai micuț. Cam, hai să zic că jumătate, de aici de jumătate încolo, jumătate, undeva pune jumătatea și partea asta, cam asta e corhedor. Adică cu un metru și ceva mai micuț. Oricum am vorbit cu Nea Mitică, i-am zis că bă, ea trebuie să mă ajut cu repătatul. Am cumpărat o nouă combina, mi-au zis că am cumpărat o nouă combina. O zic bă, hai că pornesc. Dacă trebuia cu bizonul ăla, nu cred că vinea. Oricum Nea Mitică, cum e el, puțin mai sărman, mai sărac. I-am rupt, mi-a zis și la el de ideea mea pe care o am cu
acea firmă de agricultură de care v-am mai povestit în episoadele anterioare și v-am mai povestit și acum câteva minute. Și a zis că și el vrea să se bage în chestia asta și a zis, și am zis, bă, când e gata totul, te-am sunat pe tu ești primul. Și am zis că îi dau un UTB cu totul. De fapt, oricum, la toată lumea să dau câte un UTB la care o să fie angajați, o să fie maxim 10 angajați la început. După, dacă mai sunt doritori, o să fie 15, dar hai să zic după un an, o să se bag direct. Știți? Oricum, ăștia care sunt mai sărmani și care știu lucra, oricum o să aibă niște proprii de trecut ca să poată angaja la noi în firmă, o să poată chiar oricine să se angajeze. Hai să fim și noi serios și puțin. Dacă ar fi așa, nu. Oricum, trebuie să aibă de 18 ani acasă. Bun. Partea asta nu știu ce nu vreau să o iei combina. Am trecut de două ori și nu vreau să o iei. Habar n-am. Da, da, fac o să zicem că vreau câteva kilograme. Bun, când avem 8 tone direct am așa descărcat. Și 8 tone oprim combina cu ăsta header-ul. Așteptăm până se termină paiele de golit. Mergem să descărcăm gustul. Deschidem, desfacem borlanul. Și eu tot mă pregătesc să mă duc să fac rapid poze de tamer până se golește buncărul gusturilor. Bun gusturilor, haideți că am reușit să facem poze de tamer. Bun, până ajunge neamitică, mă duc și pregătesc înapoi combina de unde am lăsat-o. Gustelor, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, de subscribe, distribuiți videoclipul ca și alte persoane să afle de seria noastră de roleplay. Dați-o follow pe Instagram și pe TikTok și noi ne vedem în următorul sau următoarele episoade. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa, gustelor și gusteriților!